Se intonează imnul de stat al României. Domnule viceprim-ministru, excelențele voastre, distinși invitați, dragi colegi, bine ați venit la activitatea prilejuită de livrarea către Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne a primelor patru elicoptere multirol Sikorsky F-70M Black Hawk, achiziționate în cadrul proiectului european Viziune 2020. Cele patru aeronave fac parte dintr-un lot de 7 elicoptere Black Hawk, dintre care 6 destinate managementului situațiilor de urgență și un elicopter achiziționat pentru întărirea capacității poliției române în ceea ce privește siguranța traficului rutier. În momentele care urmează, se va oficia serviciul religios. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Cerul sfințească-se numai. Precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeul nostru, Făcătorul cerului și al pământului, a cărui înțelepciune este nemăsurată și putere nemărginită, celă ce ai făcut pe om să stăpânească toate cele pământești, adâncurile apelor și înălțimile văzduhului, Cel ce dai lumină și duh din Duhul Tău, care ne înțelepțești cu învățături pentru rostuirea vieții, iar sufletele ni le îmbogățești cu fapte bune spre dobândirea nemuririi. Cel ce ești purtat de heruvim, care ai luat pe Ilie spre cer în car de foc și prin îngerii Tăi ai purtat prin văzduh pe Ava acum și pe diaconul Filip, iar pe apostoli i-ai adus pe nori la adormirea născătoare de Dumnezeu. Însuți și acum, Stăpâne, binecuvintează aceste elicoptere și pe cei ce vor zbura cu ele, păzește de orice rău. Tinde mâna ta atotputernică asupra piloților și însoțitorilor lor, ostenitori ai Ministerului Afacerilor Interne, care se vor avânta în înălțimile cerului spre a purta de grijă celor ce le așteaptă ajutorul cel gravnic și jertfelnic.
Luminează, Doamne, calea lor și prin zorii zilei și prin întunericul nopții, apărându-i de toată primejdia, nevoia și necazul. Întărește-i cu harul tău ca să biruiască toate greutățile neodihnei cele iubitoare de aproapele. Dă-le tărie și biruință deplină pentru apărarea vieții semenilor și slujirea neamului nostru drept credincios. Că tu singur ești atotputernic și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Se binecuvintează aceste elicoptere prin stropire cu această apă sfințită, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Înțelepciune. Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu puterea cinstită și de viață făcătoarei cruci, pentru rugăciunile Sfântului proroc Ilie, ocrotitorul aviatorilor, și pentru rugăciunile tuturor sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Amen. Pentru rugăciunile sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Domnule viceprim-ministru, cu permisiunea dumneavoastră, îi adresez rugămintea de a lua cuvântul domnului general de flotilă aeriană Cătălin Paul Dache, inspector general al Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne. Domnule viceprim-ministru, ministru al Afacerilor Interne, excelențele voastre, doamnă ambasador al Statelor Unite ale Americii, domnule ambasador al Republicii Polone, domnilor secretari de stat, consilier de stat, onorată asistență, dragi colegi. Vă mulțumim că ați dat curs invitației și că sunteți astăzi alături de noi într-un moment istoric pentru instituția noastră, marcat de intrarea în dotare Inspectoratului General de Aviație a primelor patru elicoptere Sikorsky S-70 Black Hawk, destinate managementului situațiilor de urgență. Aceste aeronave fac parte dintr-un lot de 6 elicoptere achiziționate în cadrul proiectului European Viziune 2020, cofinanțat prin programul operațional Infrastructură Mare 2014-2020. Achiziția noilor mijloace de intervenție reprezintă un pas semnificativ în consolidarea capacității operaționale și în sporirea eficienței misiunilor pe care le desfășurăm în domeniul managementului situațiilor de urgență. Cele 6 elicoptere Black Hawk vor reprezenta o componentă esențială în activitatea instituției noastre, oferindu-ne o flotă aeriană modernă și versatilă pentru intervenții rapide și eficiente în situații diverse. Cu ajutorul acestor aeronave vom fi în măsură să desfășurăm misiuni de căutare-salvare atât pe uscat cât și pe mare, acțiuni complexe de identificare și recunoaștere în teren, intervenții de stingere a incendiilor, transport personal, materiale și echipament medical, precum și pentru acordarea asistenței medicale de urgență și evacuarea până la 4 pacienți critici. Mulțumesc! De asemenea, un alt elicopter de tip Black Hawk S-70, ce va fi recepționat în luna decembrie, dedicat misiunilor de sprijin pentru Poliția Română, va completa eforturile integrate ale Ministerului Afacerilor Interne, ceea ce privește siguranța cetățenilor. Aș vrea să reamintesc faptul că anul 2023 reprezintă un an de referință pentru dezvoltarea instituției noastre, urmând ca până la finalul lunii decembrie, în dotarea IGAV, să avem 12 aeronave noi, dintre care 2 avioane mediu-curier, 7 elicoptere Black Hawk și 3 elicoptere ușoare Airbus H-135. Valoarea totală a achizițiilor depășesc 200 de milioane de euro, finanțarea fiind asigurată din fonduri externe nerambursabile. Închei prin a adresa mulțumiri tuturor partenerilor instituționali, fără al căror ajutor nu ne-am fi aflat astăzi aici, și în egală măsură colegilor implicați atât în elaborarea proiectului, cât și celor care au participat la procedurile de achiziție, de pregătire și de recepție, precum și personalul aeronautic care va opera aceste aeronave cu profesionalism și, sunt convins, și cu devotament. Aș dori de asemenea să mulțumesc conducerii Ministerului care ne-a sprijinit tot timpul în demersurile noastre de a atrage fonduri europene și chiar am fost încurajați să facem acest lucru pentru îmbunătățirea dotărilor inspectoratului și, bineînțeles, și partenerilor Lockheed Martin și PZM Miedeț, care
au reușit cu profesionalism să ducă la bun sfârșit livrarea acestor aeronave. Domnule viceprim-ministru, distinți invitați, doresc să vă asigur că instituția noastră depune toate eforturile pentru adaptarea la nevoile societății, bineînțeles și la standarde europene, contribuind cu toate resursele pentru a continua să fie un pilon esențial în mecanismul de gestionare a situațiilor de urgență și să contribuie în sistem integrat la consolidarea siguranței cetățenilor. Vă mulțumesc și doresc să urez cer senin colegilor care vor opera aceste aeronave. Mulțumesc. Vă mulțumim, domnule general. Am onoarea de a adresa rugămintea de a lua cuvântul domnului dr. Raed Arafat, secretar de stat și șef al Departamentului pentru Situații de Urgență. Domnule viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, domnule consilier prezidențial, doamnă consilier de stat, doamnă ambasador, domnule ambasador, stimați colegi, astăzi facem un pas imens către viitor și către o modalitate de lucru care va schimba total modul nostru de reacție în situațiile de urgență. În continuare ne pregătim pentru provocările care știm că vor fi, indiferent de situație, dacă începem și cu schimbările climatice, dar și cu alte categorii de provocări care putem să ne confruntăm cu ele și unde avem nevoie de tehnică, avem nevoie de oameni, avem nevoie de pregătire, avem nevoie de capacitate de intervenție pe care putem să ne bazăm. Astăzi vedem primele 4 elicoptere din 6 destinate situațiile de urgență, la care se va adăuga și unul care este destinat colegilor de la poliție și care diferența vor ajunge în cursul lunii decembrie. Un elicopter din această categorie nu este doar pentru o singură misiune. Ele sunt elicoptere multirol. Incendii de pădure, transport multiple victime, transport persoane, transport materiale, misiuni de căutare, salvare pe uscat sau chiar și maritime. Din cele 4 elicoptere în fața dumneavoastră, 2 sunt echipate pentru zboruri deasupra mării și care pot să facă distanțe mari și să asigure împreună cu colegii de la paza de coastă o intervenție eficientă în cazul situațiilor de urgență. Pentru noi, ca sistem de urgență, fondurile europene ne-au adus foarte mult sprijin și o posibilitate fără precedent să ajungem undeva în dotarea noastră, cu dotarea noastră unde n-am fost niciodată. Astăzi vedem o realizare de echipă. IGS-ul, prin care s-a făcut achiziția, IGAV-ul, care a derulat achiziția după asta și a implementat-o, colegi de la partea medicală de la Floreasca care au lucrat pe partea medicală al elicopterului și mulți experți care au lucrat cu noi și nu în ultimul rând, colegii de la Ministerul Apărării care ne-au sprijinit și colegii de la Ministerul Investițiilor și a fondurilor europene. Tuturor vreau să le mulțumesc pentru eforturile care au dat roade și care astăzi vedem rezultatele lor, o parte din rezultatele lor în fața noastră. Mulțumesc și vă urez cer senin cu aceste noi aparate. Și bineînțeles, vreau să mulțumesc și Sikorsky și Mieleț Polonia pentru faptul că s-au ținut de cuvânt și au livrat elicopterele la timp. Mai au încă 3 de livrat până la sfârșitul anului, dar sunt convins că și ele vor fi livrate la timp, astfel încât să putem încheia proiectul european și cu plăți și cu tot la sfârșitul acestui an, cum era prevăzut. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule secretar de stat. În continuare, îi adresez rugămintea de la cuvântul domnului Janusz Zakrzewski, director general PZL Mieleț Polonia. Good morning. Unfortunately, going to be in English. The ministers, the ambassador of Poland to Romania, ambassador of United States to Romania, they are guests. On behalf of PZL Mielec employees, I am pleased to be able to participate in this special ceremony today to commemorate the official delivery of the 4 S-70M Black Hawks to Romania Minister of Internal Affairs. These aircrafts are the result of many months of teamwork and cooperation between all those involved, including Poland, United States, and Romania.
I would like to particularly thank to the Minister of Internal Affairs and General Inspectorate of Aviation for the trust you have placed in PZL Mielec and the Black Hawk helicopter produced by our Polish employees. Ahead of us, we have another helicopter delivery by the end of this year. Selection of the new Polish-built Black Hawks will establish a strong industrial link between our countries. I hope that this is just the beginning of the career of the helicopters from Mielec in Romania. We hope that this aircraft will serve you in the coming decades and will provide increased readiness when responding to the emergency situation. Today we are pleased to count Romania among the group of our international customers. We remain at your disposal to support your needs with the technical consulting services. We anticipate that our team will work side by side for many years to come. Thank you. Thank you. Îi adresez rugămintea de a lua cuvântul domnului Denis Gheorghe, vicepreședinte Lockheed Martin pentru Europa Centrală și de Est. Bună dimineața, Vice Prime Minister Pridoiu, State Secretary Dr. Arafat, Ambassador Kavalek, Ambassador Soloch, General Dacke. Ladies and gentlemen, distinguished guests, on behalf of the entire Lockheed Martin team, it is both an honor and a privilege to join you at this event as we celebrate a very important milestone, the delivery of the first four new generation European built and manufactured S-70M Black Hawk utility helicopters to Romania's Ministry of Internal Affairs. First of all, I would like to thank you for inviting me to this exceptional event. I think it's really an outstanding and exceptional event, which is a benchmark for the cooperation between Romania, Poland and Lockheed Martin. And I dare saying this because, as you may see, the delivered helicopters are in an absolute unique configuration with unprecedented capabilities for flying in the most difficult conditions and new challenging missions, as Dr. Arafat already mentioned, ranging from disaster relief, search and rescue, medical transport, external cargo transport, firefighting, a maritime patrol. These Black Hawk helicopters, or Red Hawk helicopters, as the Ministry of Internal Affairs have named them, bring the increased military safety and robustness to those emergency missions that, as we all know, are performed many times in challenging, even hostile environments. Fog, storms, narrow valleys, or mountain peaks, where these life-saving capabilities are critical for mission success, but also for flight safety. I would like to congratulate both the Polish and Romanian side for the excellent cooperation in developing together the most efficient configuration able to respond to the before addressed missions. Also, and that's important, and my colleague Janusz mentioned that, I would like to highlight the involvement of the local industry in this project. The cabin of both the land and maritime variant Black Hawks will accommodate a medical seat designed and provided by DeltaMed, a Cluj-Napoca-based integrator of emergency vehicles outfitted for patient care and rescue. In addition, Lockheed Martin's Baku-based industry partner Aerostar will run the maintenance and repair center to provide the necessary readiness level for the Ministry of Internal Affairs Red Hawk fleet. In that regard, I would like to thank the Romanian Military Aeronautics Authority for the attention paid to get this service center certified in due time. So that was an important step. As a side note, we are impressed with the competences of Aerostar, and you may have seen last week in the press that we signed another agreement with them for the Air Force applications. Last but not least, I want to express our gratitude to the U.S. Embassy for their constant support
for this cooperation program, including the most recent help in expediting the visa for the pilots who have been trained in the US. This is what I call teamwork. Now, my last words are dedicated to the crews and support staff of the Red Hawk helicopters, which is the traditional goodwill wish, Ser Sinin. Thank you. Vă mulțumim, domnule director. Am onoarea de a adresa rugămintea de a lua cuvântul excelenței sale, domnului ambasador al Republicii Polone în România, domnului Pavel Soloc. Bună ziua! Dear Vice Prime Minister Predoiu, dear State Secretary Dr. Arafat, dear Inspector General Daki, dear Ambassador Cavalec, dear Presidents of PZL Mielec and Lockheed Martin, ladies and gentlemen, I'm truly honored to be part of this event of presentation of the first four Sikorsky Black Hawk helicopters made in Poland by Polish manufacturer PZL Mielec. This is not a simple acquisition of a modern equipment so much needed by the Romanian services within the Ministry of Internal Affairs. It is fruit of broader Polish, Romanian and American collaboration. The purchase by Romanian of Black Hawk helicopters manufactured in Poland denotes our country's close cooperation in the field of security, cooperation built on trust and similar perspective on the multiple threats we are facing. Both our countries are important members of different security formats, be it bilateral or multilateral. Poland and Romania are robust pillar of B9 group coordinating position within NATO in order to strengthen its eastern flank. In this endeavors, we are substantially supported in troops and equipment by our NATO alliance, and especially the United States. I am particularly satisfied that last year, during the intergovernmental consultation held in Warsaw on the 5th of March, Poland and Romania succeeded in signing the agreement of cooperation in the area of defense industries. It is now being implemented, and will definitely facilitate the contractual collaboration in the assembly and servicing of these helicopters between Polish manufacturer PZL Mielec and Romanian Delta Med, which will complete the machine with medical equipment, and Aerostar, responsible for its servicing. We hope that this collaboration will successfully be extended in the future, providing that also Romanian military air forces plan to replace their helicopter fleet. Based on the acquired experience, PZL Mielec will certainly take part in these procedures. And I believe that helicopters produced by the Polish manufacturer also meet the high requirement of the Romanian army. The Polish authorities very much favor this kind of Polish-Romanian cooperation. It is one of the main factors of the building trust between our countries and nations. It also contributes to building the interoperability of our armed forces, as well as with the armed forces of the United States. This interoperability has proved, and it is still proving, its need and effectiveness on all conflict theaters and instability zones we deal with in the present times. There is one more non-negligible factor. By this cooperation, we create new jobs in both our countries, including high technology and innovative ones, which is so important in today's times of crisis. Ladies and gentlemen, I do believe that this new machine will meet every challenge and they will only have successful mission. Thank you for your attention. Thank you very much. Am deosebită onoare de a adresa rugămintea de a lua cuvântul excelenței sale, doamnei ambasador a Statelor Unite ale Americii în România, doamnei Caitlin N. Cavalec. Domnule viceministru, domnule inspector general, domnule secretar de stat, vicepreședintele Lockheed Martin,
domnule director al Mieliț, excelență, ziua de astăzi marchează un moment important cu sosirea primelor 4 elicoptere Sikorsky Black Hawk în România. Această livrare este încă un exemplu al parteneriatului nostru strâns în apărarea siguranței și securității cetățenilor români și a regiunii în general. Aceste elicoptere versatile și avansate, fabricate de Lockheed Martin, vor spori capacitatea României de a răspunde eficient la o gamă largă de amenințări și urgențe. România și-a dovedit în mod constant disponibilitatea de a-și extinde sprijinul pentru țările din regiune, oferind asistența pentru stingerea incendiilor și ajutor umanitar în perioadele de dezastre naturale. Odată cu adăugarea elicopterelor Black Hawk, capacitatea României de a furniza astfel de servicii se va consolida. România este un partener regional de încredere. Achiziția acestor elicoptere va consolida capacitatea aeriană a României în gestionarea situațiilor de urgență, acordarea asistenței medicale de urgență, efectuare de operațiune de recunoaștere, stingerea incendiilor, evacuare pacienților critici și sporea capacității poliției române de a gestiona eficient traficul rutier. În plus, utilizarea în comun a elicopterelor Black Hawk de către Polonia și România va permite interoperabilitate perfectă între aceste națiuni, permitându-le să se coordoneze și să colaboreze rapid în fața crizelor. Această capacitate comună capătă o importanță și mai mare atunci când se ia în considerare implicarea Greciei, Croației și Slovaciei, extizând domeniul de aplicare a interoperabilității la nivel regional. În numele Ambasada Statelor Unite ale Americii, adresez cele mai calde felicitări partenerilor noștri români pentru cooperarea lor excepțională în realizarea acestui proiect. Suntem extrem de mândri că am jucat un rol în acest efort și rămânem angajați și să oferim sprijin neclintit acestui parteneriat de durată. Împreună putem promova o Europa mai sigură. Sosirea acestor elicoptere marchează o piatră de hotar semnificativă în acest efort comun. Vă mulțumesc și cer senin. Vă mulțumim. Îi adresez rugămintea de a lua cuvântul domnului Răzvan Popescu, subsecretar de stat în cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene. Mulțumesc. Mulțumesc. Bună ziua, domnule viceprim-ministru, doamnelor și domnilor ambasadori, domnule secretar de stat, onorată asistență, sunt extrem de onorat să fiu astăzi la acest eveniment extrem de important, un eveniment pentru care vreau să felicit toate instituțiile, actorii și echipa din spatele proiectului Viziunea 2020, proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare, în care Inspectoratul General pentru Situații de Urgență este lider de proiect, al Inspectoratul General de Aviație partener. Proiect cu care a fost semnat un acord cadru de aproximativ 270 de milioane de euro, care asigură finanțarea pentru dotarea cu elicoptere Black Hawk de nouă generație. Viteza de răspuns în situații de urgență și calitatea serviciilor de intervenție oferite cetățenilor este obligatoriu să fie la standarde europene. Lucrăm împreună la realizarea acestor obiective, iar colegii de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, alături de echipele din structurile Inspectoratului General de Aviație și Inspectoratul Situațiilor de Urgență,
sunt la lucru pentru a face acest lucru posibil. Investițiile fondurilor europene în proiecte concrete, cum este aceste proiecte de implementare a cărora vom beneficia toți, indiferent de vârstă sau condiția socială, sunt esența proiectului european și a dezvoltării sănătoase a României. Vreau să vă felicit încă o dată și să vă asigur de toată deschiderea și susținerea pentru dezvoltarea și dotarea în continuare cu ajutorul fondurilor europene. Vă mulțumesc! Vă mulțumim! Îi adresez rugămintea de la cuvântul doamnei Ruxandra Ivan, consilier de stat în cadrul Guvernului României. Bună dimineața, domnule ministru, excelența voastră, doamnă ambasador, excelența voastră, domnule ambasador, doamnelor și domnilor, sunt foarte onorată să mă aflu aici alături de dumneavoastră pentru a prezenta din partea premierului României felicitările către Ministerul Afacerilor Interne pentru această achiziție foarte importantă. Ministerul Afacerilor Interne beneficiază deja de resurse umane excelente. Era momentul ca aceste resurse umane să fie servite și de niște resurse materiale de nivelul acestora pe care le vedem astăzi aici. Achiziția acestor elicoptere are, cred, și o semnificație simbolică foarte importantă. Este vorba de tehnologie din Statele Unite, fabricată în Polonia, achiziționată prin intermediul fondurilor europene, este vorba de programul sectorial Infrastructură Mare 2014-2020, și în final aceste elicoptere vor veni în ajutorul cetățenilor români aflați în situații de urgență. Este un exemplu excelent de modul în care putem coopera cu partenerii noștri like-minded. Este de asemenea simbolic faptul că, iată, înlocuim astăzi tehnică de proveniență estică cu tehnică militară americană și guvernul României își păstrează angajamentul de a continua înzestrarea diferitelor ramuri guvernamentale, diferite ramuri ale statului cu echipamente performante pentru a sluji în continuare interesul cetățenilor. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnul consilier de stat. Domnule viceprim-ministru, am o deosebită onoare de a vă adresa rugămintea de a lua cuvântul. Bună dimineața tuturor încă o dată. Domnule consilier prezidențial, doamna consilier de stat, domnilor secretari de stat, domnule subsecretar de stat, doamna ambasador, domnule ambasador, domnule general, distinși reprezentanți ai firmelor partenere, Amelie Sikorsky și Sikorsky, nu în ultimul rând, dragi colegi și reprezentanți mass media. Sunt cu adevărat onorat și mândru și mă simt privilegiat că sunt astăzi aici alături de dumneavoastră într-un moment foarte important pentru Ministerul Afacerilor Interne, pentru Guvernul României și, dați-mi voie să spun, pentru cetățenii noștri în general. Prima mea datorie astăzi este să mulțumesc celor care au muncit pentru a fi astăzi împreună aici la acest eveniment. Echipelor care au desfășurat procedurile, cooperarea cu partenerii, derularea proiectului, absorpția fondurilor și, în fine, livrarea acestor splendide echipamente, tehnologie de vârf, aparatură de prim nivel.
le mulțumesc, nu în ultimul rând, și piloților care s-au antrenat, domnului general care a coordonat și în același timp îi încurajez și le solicit și lor și celorlalți colegi din Ministerul Afacerilor Interne să se concentreze în continuare pe absorpția de fonduri europene, pe colaborarea cu partenerii noștri din Europa și nu numai, și din Statele Unite, pentru că iată ce putem produce, iată ce se poate realiza valorificând aceste parteneriate. Deci, încă o dată, subliniez faptul că toate departamentele specializate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne vor continua să se concentreze pe programele de absorpție a fondurilor europene. În al doilea rând, ne-am propus și am afirmat acest lucru repetat, ca împreună să facem Ministerul Afacerilor Interne mai puternic și să facem acțiunea Ministerului Afacerilor Interne prin forțele sale, prin structurile sale, mai puternică. Iar astăzi este o zi în care Ministerul, forțele sale, Departamentul pentru Situații de Urgență, Inspectoratul General pentru Aviație, devin mai puternice. Avem în față 3 elicoptere despre care s-a vorbit în termeni tehnici în detaliu. Ieri, de asemenea, au fost recepționate alte 3 elicoptere, Eurocopter, care se alătură acestora pe care le vedeți, Sikorsky. Urmează să mai primim încă un elicopter Sikorsky care va intra de asemenea în dotarea Departamentului pentru Situații de Urgență, Inspectorat General de Aviație, și încă unul, tot Sikorsky, în dotarea Poliției Române. În urmă cu mai multe luni de zile am participat la lansarea unor nave multirol care astăzi sunt în teste și vor intra în serviciu Departamentului pentru Situații de Urgență prin IGSU. Plus o serie de echipamente recepționate în ultima perioadă pentru intervenții terestre. Posturi medicale avansate, mașini multirol pentru intervenții în situații de urgență și așa mai departe. Continuăm să derulăm programul Helipol, vom avea și alte achiziții și vom continua, cum spuneam, dotarea cu logistică a Ministerului Afacerilor Interne. Toate aceste eforturi și toate aceste echipamente care au fost și vor continua să fie primite au un singur scop, să facă acțiunea Ministerului Afacerilor Interne mai eficientă în slujba cetățeanului. Și spuneam mai devreme că în fiecare zi ne propunem să fim mai puternici și să avem o acțiune mai puternică pentru protejarea cetățenilor, pentru aplicarea legii. Și aș vrea să subliniez faptul că atât pe linia DSU, Departamentul Situații de Urgență, cât și pe celelalte arme, se fac în fiecare zi eforturi în acest sens. Și iată, numai ieri și azi am fost martori unor acțiuni foarte puternice ale Poliției Române, care și-a continuat investigații sofisticate timp de luni de zile și începe să înregistreze succese și împotriva combaterii traficului și consumului de droguri și împotriva combaterii crimei organizate, și aș vrea să-i felicit și pe ei, ca și pe colegii din Inspectoratul General pentru Aviație, din DGSU în general și din celelalte arme. Aș vrea să-i felicit și să îi încurajez să continue aceste acțiuni energice pentru aplicarea legii. Sigur, nu îmi fac iluzii că am ajuns să eradicăm fenomenele negative din societate, infracționalitatea și așa mai departe. Dar să nu-și facă nici cei care sunt certați cu legea, cei care încalcă legea, cei care se organizează să o încalce, iluzii că ne vom opri aici. Ce s-a întâmplat ieri, ce se întâmplă astăzi în lupta cu crima organizată va continua.
și ne pregătim în fiecare zi să organizăm mai bine efortul nostru de combatere a drogurilor. Deci, în alte cuvinte, dorim să avem o acțiune performantă la vârf, nu numai pe linia intervenției în situații de urgență, ci și pe linia combaterii criminalității, pe linia protecției frontierelor, a combaterii migrației ilegale, pe linia ordinii publice desfășurată prin jandarmerie și așa mai departe. O atenție egală pentru toate armele și structurile Ministerului Afacerilor Interne. Dar aceste eforturi se cer evident și susținute. Și dotările logistice, consolidarea statutului personalului din toate armele Ministerului Afacerilor Interne trebuie să fie abordate din perspectiva importanței misiunii acestor structuri. Viața cetățenilor noștri, sănătatea lor, siguranța lor nu au preț. Ordinea și siguranța publică nu are preț, pentru că în final înseamnă tot viață și sănătate pentru cetățeni. De aceea eu sunt convins că și Ministerul de Finanțe și primul ministru și guvernul României în general vor îmbrățișa corect aceste valori și aceste priorități și împreună vom reuși să asigurăm și în 2024 o finanțare corespunzătoare a structurilor Ministerului Afacerilor Interne. Pentru că această finanțare merge direct în beneficiul cetățenilor într-un domeniu extrem de sensibil. Siguranță publică la modul cel mai general. În sfârșit, am să închei subliniind și un alt aspect care a mai fost atins aici în discursul antevorbitorilor, respectiv faptul că astăzi avem o dovadă concretă a ceea ce înseamnă combinarea parteneriatelor strategice și apartenența noastră la Uniunea Europeană. Parteneriat strategic cu Statele Unite, cu Polonia, fonduri europene, muncă românească, expertiză românească, administrație românească, voință politică românească, rezultă beneficiu pentru cetățeni, pentru România. Cred că este o zi mare și se cuvine să ne întipărim în memorie și în suflet această zi și să ne propunem să mai trăim astfel de momente și să muncim pentru ele, pentru că nimic nu vine de-a gata. Nimic nu vine doar din inerție, din întâmplare. Absolut totul trebuie planificat și muncit în cooperare între structuri, între arme, cu partenerii noștri. Sunt încrezător că vom fi și mai puternici și în felul în care ne dotăm și în felul în care acționăm în beneficiu cetățenilor noștri. Cer senin piloților, misiuni ușoare și mult succes tuturor în activitatea dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim, domnule viceprim-ministru. În momentele care urmează,